Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 50 de cenți, Elisabeta II, al doilea portret. Emitentă Noua Zeelandă pe perioada reginei Elisabeta II. Monedă de circulație standard între anii 1967-1985, compoziție cupru-nichel, greutate 13,61 de grame, diametru 31,75 de milimetri, grosimea 2 milimetri, formă rotundă, orientarea liniere medalie, sus. Demonetizată la 1 noiembrie 2006. Pe avers se află al doilea portret încoronat al reginei Elisabeta II cu privirea spre dreapta, purtând tiara fetelor Marii Britanii și Irlandei. Legendă în jur, data mai jos și înscrisul Elisabeta II, Noua Zeelandă. Și mai jos este anul monedei. Pe verso este barca HMS Endeavour, comandată de capitanul James Cook la prima sa exploatare a Pacificului între anii 1769-1771, navigând spre dreapta, trecând prin fața muntelui Taranaki. Avem denominația sus stânga, legenda mai jos. Marginea este segmentată cu părți netede și părți zimțate. Această monedă este din anul 1973. Aceste monede nu au sigla monetăriei pe monedă, ci se ia în funcție de anul ei. În anul 1973, aceasta a fost produsă de Canberra, monetăria regală australiană, într-un număr de 1.554.000 de bucăți, cu o valoare nominală de $2.20. Se găsește la vânzare cu valori cuprinse între $7 și $754. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă rog să dați like și subscribe. O zi bună!